Cauzele atrofiei cerebrale includ leziuni cerebrale traumatice, accident vascular cerebral, boli degenerative ale creierului, cum ar fi demența, boli infecțioase care provoacă inflamații semnificative, cum ar fi SIDA. Conform clicksanatate.ro, din motive încă neînțelese de specialiști, unele persoane care dezvoltă o infecție cu COVID-19 pot prezenta simptome timp de câteva săptămâni, luni sau ani după recuperare. Contracția creierului este una dintre afecțiunile care pot apărea din cauza COVID-19, atrag atenția cercetătorii. Într-un studiu din 2022 s-au folosit două scanări ale creierului cu imagistica prin rezonanță magnetică la 785 de participanți. Cercetătorii au descoperit modificări ale creierului în cele 401 cazuri care au fost testate pozitiv pentru COVID-19 între fiecare scanare. Modificările au inclus substanță cenușie redusă, leziuni tisulare în zone ale creierului legate de miros și scăderea dimensiunii creierului. De asemenea, studiul a constatat că aceiași participanți care au prezentat o contracție a creierului au un risc mai mare de a experimenta declin cognitiv. Explicații posibile sunt că long COVID produce inflamația și uneori infecția virală directă a celulelor creierului. Un alt studiu a folosit și tehnici RMN pentru a evalua creierul celor care au suferit infecția cu COVID-19. Aici, cercetătorii au descoperit leziuni ale vaselor mici de sânge din creier. Un studiu din 2022 a notat de asemenea leziuni cerebrale la pacienții care au murit din cauza complicațiilor legate de COVID-19 în timpul primului val al pandemiei. Cercetătorii au găsit dovezi ale scurgerilor de proteine și ale leziunilor neuronilor în timp ce efectuau autopsii ale creierului. Ei au sugerat de asemenea că trebuie acordată mai multă atenție modificărilor creierului la persoanele care supraviețuiesc infecției cu COVID-19 și se plâng de simptome cognitive, cum ar fi semne de COVID prelungit, relatează clicksanatate.ro.